Domnule Boncea, ne aflăm în fața unei cărți care promite să fie o chestiune destul de interesantă. Până acum s-a scris destul de mult despre istoria românească antebelică, dar niciodată din această perspectivă a celor care au avut tangențe direct cu Palatul, respectiv Mareșalii Palatului. Spuneți-ne câte ceva despre această carte și ce este interesant în acest domeniu. Uh, Lucrul cel mai interesant în această carte, din punctul meu de vedere, este tocmai faptul că îi aduce în față pe cei care au ocupat funcția de mareșal al palatului. Mareșalul palatului, o funcție care a fost introdusă încă de regele Carol I, era, să zicem, un fel de administrator public. El se ocupa de bunul mes al cueții egale, el se ocupa de uh, afacerile private ale regelui de finanțele acestuia. El se ocupa și impunea normele de conduită și de protocol de la Curtea Egală. Se dorea să fie un fel de model pentru societatea românească, și de fapt se crede că acești maeșari ai palatului au reușit să Schimbe obiceiurile orientale cu care era obișnuită România până la 1866 cu cele occidentale, cel puțin în zona de administrație publică, atât cât s-a putut. Pentru noi, în zona aceasta, cartea este importantă și pentru că readuce în memorie persoana lui Anton Mocioni a fost Bănățeanul care a fost mareșal al palatului, a servit acolo sub Tei, sub regele Ferdinand, sub regele Carol al II-lea și sub regele Mihai și a menținut vie această legătură între egalitatea românească, între familia egală și zonele dintre Ansilvania și Banat, întregite în în România. Astăzi este chiar o zi specială că tocmai aniversăm 141 de ani de la nașterea lui Anton Mocioni atunci când lansăm această carte. Ce aș putea să vă mai zic este că cartea este rezultatul unui efort meritoriu al lui Tudor Vișan Miu, un istoric tânăr, nu are nici 28 de ani și uitați că deja se află la al treilea volum pe care îl lansează în aceeași colecție, Istorie cu Blazon, a editurii Corint, un istoric extrem de a plecat asupra a ceea ce a însemnat și înseamnă familia regală pentru istoria României și care, dincolo de... Evidentul subiectivism al atașamentului față de valorile egale s-a dus și cu un pas mai departe, s-a dus pe studiu, pe cercetarea arhivelor, astfel încât crezurile lui și le-a întreit și cu o cercetare adâncă cu niște realități istorice. Bun, acum. Dacă ne uităm la această carte din perspectiva istorică, evident, trebuie pusă în contextul acelor ani. Spuneți-ne, pentru zilele noastre, pentru datele de acum, ar mai fi oare fiabil, ar fi viabil să se mai... Evident, eventual în plan republican, dacă dorim sau nu, o astfel de funcție? Uh, poate că nu este ca să existe o astfel de funcție chiar și în plan republican. Uh, societatea românească duce uh, o lipsă foarte mare de modele la nivelul cel mai de sus. Or, funcția de mareșal al Paratului, tocmai asta oferea ea în primul rând, un model, un model după care să funcționeze tot ceea ce înseamnă administrație. În România de astăzi ne lipsește un astfel de model și, Do, și, poate, și poate că nu ai strica să existe. Bine, probabil să vă numi altfel, dar un fel de, știu eu, <laughs> de Parlamentului, <laughs> E, e, greu, e greu de vorbit. E, e, greu, e greu de vorbit și de o titulatură și de o astfel de funcție în România de astăzi. O Românie care se zbate într-o zonă până la urmă de uh, ilegitimitate din punct de vedere constituțional. O Românie care nu este dispusă nici să-și asume trecutul, nici să se împace cu el și care nu ai, cred, nici în ziua de astăzi o idee despre cum mai trebui să-i arate viitorul. Ne aflăm în fața unei cărți, poate un pic mai ciudată față de ce apare de regulă în domeniul istoric. La noi se scrie despre regi sau despre președinți. Despre mareșalii curții nu se scrie. Cum va a venit ideea și dați-ne câteva date despre această carte. Categoric. Um... De la uh, început, când am intrat în facultatea de istorie, eram preocupat de istoria aceasta a Casei Regale și am avut o întâlnire fericită cu uh, profesorul coordonator, care este specialist în funcționărime, în prefecți mai exact, dar în general în fenomenul acesta al organizării instituțiilor statului, domnul uh, profesor Andrei Florin Sora, care mi-a sugerat, uh, apelând sigur și la expertiza lui, să uh, studiez. Funcționarii casei regale și evident alegerea a fost simplă pentru că sunt foarte multe categorii ofițeri, doamne de onoare, servitori și așa mai departe, dar repede ne-am dat seama că nu s-a scris nici măcar despre vârful curții regale, acești ai palatului care sunt șefii curții regale și sunt... Um, niște oameni foarte importanți în viața publică a, sigur, României Regale, pentru că sunt interfața între oameni politici, instituții și cetățeni, în fine, de toate zilele, cu Palatul, cu Regii României. Așa încât, până, până în 1930, când apar primii mareșali ai armatei române, Alexandru Averescu și Constantin Prezan, când spunei mareșal, te gândeai la mareșalul palatului. După aceea, sigur, pentru că e vorba de o funcție de prestigiu în armata română, ajungi să te gândești mai degrabă la armată și după aceea, sigur, când a fost și guvernarea Antonescu... pe gradul militar de militare. Da, nu coincid sub nicio formă, pentru că nu a fost niciun mareșal al armatei române care să îndeplinească această funcție, deși au fost militari care au ocupat funcția de mareșal al palatului, unii la grade foarte înalte în, în armată, cum a fost generalul Constantin Sănătescu, prim-ministrul de a 23 august 1944, care pleacă de la postul de mareșal și conduce un guvern în ziua respectivă a fost preluată de la alte uh, curți uh, regale, se întâmplă un lucru foarte interesant uh, la începutul uh, secolului XIX, Napoleon e cel care influențează uh, celelalte curs deși un intrus cum ar veni în aristocrația europeană, prin felul în care și-a organizat o curte foarte pompoasă, somtoasă, cu tot felul de mari maieștri, are un mareșal, un mare mareșal, ministru al casei regale și așa mai departe. De altfel, existau astfel de poziții și la curtea uh, principiului Alexandru Ioan Cuza, uh, că îi spunea maestru, că îi spunea mareșal, oricum era un ofițer, uh, Teodor Cazimir care a îndeplinit acest rol până la uh, lovitura de stat din 11 februarie 1866. Și uh, uh, ea există... Uh, în toate monarhiile, poate se cheamă diferit, dar există un mareșal sau mai mulți mareșali, sunt curți cum e cea italiană, care ca să mulțumească toate provinciile care au format Italia Unită, avea tot felul de funcții specific ce fiecarei regiuni italiene, dar noi n-a existat ambiția asta decât după Marea Unire să aducă un bănățean și un bucovinean care au primit, unul a fost uh, mare maestru de ceremonii uh, baronul Ioan Stârșa și acel alt mare maestru de vânătoare, bănățeanul Anton Mocioni de Foeni. Au avut o legătură, sigur, o istorie comună pentru că Anton uh, Mocioni nu avea copii și printr-un o un concurs de împrejurări îngrozitor toată familia urma să se stingă, așa încât l-a adoptat pe fiul colegului său de la Palat, pe uh, fiul uh, Baronului Stârcea, fiul mijlociu de fapt, care a preluat numele Mocionii Stârcea și sigur a făcut o legătură fericită între cele două familii. Sigur, continuată după familia aceasta spun de nepotul său de frate, el neavând, el neavând copii.